Sezonul rece bate tot mai sigur la ușă, respectiv anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vremea urmează să se răcească simțitor în această săptămână. Potrivit sinopticienilor, în continuare maxima va coborî până în jurul valorii de plus 8 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va bate moderat, cu posibile intensificări seara și dimineața. De asemenea, în primele ore ale dimineții, mai ales în zonele joase, se va forma ceața. În condițiile date, temperatura aerului resimțită marți în raioane din nord va fi de plus 8 grade, în centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra maxime de plus 9 grade Celsius, în timp ce în partea de sud a țării mercurul din termometre va urca până la plus 10 grade. Mult mai frig va fi însă noaptea, când minimile vor oscila între plus 1 și plus 4 grade Celsius. În continuare, conform ultimei actualizări a Serviciului Hidrometeorologic, valorile termice resimțite ziua vor rămâne sub pragul de plus 10 grade. Cerul va fi în cea mai mare parte înnorat, iar vântul va sufla moderat. Totodată, mai anunță sinopticienii, sfârșitul de săptămână va aduce noaptea din nou valorile termice negative.